Care va fi motivația ta? Ce te va împinge prin suferință? Ce te va împinge să iei pași în mod lucid și conștient înspre suferință? Ce te va ajuta ca să fii în mijlocul suferinței mai mult decât biruitor? Ce-ți va da putere ca să înfrunți acele situații atunci când afli că copilul tău este bolnav. Atunci când afli că părinții tăi, tatăl tău sau mama ta este diagnosticată cu cancer. Atunci când vine soțul acasă și spune că te părăsește. Atunci când îți pierzi serviciu și îți frică că nu o să mai ai o felie de pâine pentru familie. Atunci când vei fi persecutat pentru numele lui Hristos, să nu cumva să credeți că acelea vremuri nu ne așteaptă pe noi în această țară. Lumea noastră, Europa în care trăim, America în care tră, tr tr trăiesc sau am trăit, face pas cu pas în direcția persecuției creștinilor. Este clar, lucid acest lucru. Ce te va face să stai în picioare și să spui: "Uite, sunt aici, iamă la pușcărie pentru credința mea"? Ce te va face pregătit să mor pentru credința în Domnul Isus Hristos? Dragostea de semeni? Sau dragostea de sine? Nu sunt forțe suficient de puternice să împingă pe un om să facă așa ceva. Există o singură dragoste, există o singură motivație care poate să privească moartea în față și să nu clipească. Este dragostea de Dumnezeu este dorința de a vedea slava lui Dumnezeu. De a vedea numele Său proslăvit. Și Hristos ne oferă un model pentru confruntarea suferinței. Suferim, suntem tulburați, ne este frică chiar, dar confruntăm suferința cu ceva mult mai puternic cu ceva care depășește de dimensiunea umană. Tatăl, glorifică-ți numele tău. Tată sunt sunt speriat de diagnosticul acesta care l-am primit și ideea de a sta pe un pat de spital. De a fi legat la tot felul de soluții. La faptul că vor pompa o travă în venele mele să încerce să omoare acest virus care este în corp. Produce agonie doar să mă gândesc la așa ceva, dar Tatăl, prin această experiență, tată te rog, glorifică-ți numele Tău în mijlocul suferinței mele. Cum vei putea să treci în acest fel prin acea suferință? De dragul familiei tale, o câți oameni nu se aruncă de pe clădiri, la perspectiva asemenea uh, suferință, și uită de familiile lor. De dragostea de sine, dacă oamenii ar fi suficient de motivați de dragostea de sine, nu s-ar sinucide nimeni. Există o singură putere, există o singură motivație suficient de puternică de a motiva pe un om să alerge spre asemenea suferință și să treacă prin ea. Dar nu oricum, ci într-un fel care Dumnezeu este glorificat prin ea.